Mâine încep înscrierile la grădinițe. În fiecare an părinții alargă să prindă un loc liber, iar grădinițele cu program prelungit au cea mai mare căutare. Potrivit Ministerului Educației, intervalele orare aferente înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unității de învățământ și vor fi afișate la loc vizibil în fiecare grădiniță. Ocuparea locurilor libere, spun reprezentanții Ministerului Educației, se va face de regulă în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă respectiv. Grupa mare, copiii de 5 ani, grupa mijlocie, copiii de 4 ani și grupa mică, copiii de 3 ani. În limita locurilor disponibile pot fi înscriși în grupa mică și copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani. Înscrierea copiilor la grădiniță înseamnă ceva bătaie de cap din partea părinților și asta pentru că trebuie să facă rost de mai multe acte. În afară de cererea de înscriere tip, care poate fi luată de la sediul unității sau de pe internet, părinții mai trebuie să depună adeverințe de la locul de muncă, dar și avize de la medicul de familie. Au prioritate la înscriere copiii cu handicap, cei orfani sau cei care au un frate sau o soră în unitatea de învățământ respectivă. Grădinițele funcționează cu program normal de 5 ore pe zi, dar sunt și grădinițe cu program prelungit de 10 ore pe zi, unde celor Micili se asigură și mesele, precum și odihna de după-amiază.